Domnule Negrescu, vin mai întâi de toate la dumneavoastră. De ce se ajunge într-o astfel de situație și ce fac șoferii acum după ce ASF a anunțat că Euroins intră în insolvență? Bun, deci în primul rând, insolvență nu înseamnă faliment, înseamnă o procedură de reorganizare a activității și repunerea acesteia pe linia de plutire. Așa s-a întâmplat, de exemplu, la ELCE în București, Electrocentrare, care după 4 ani de insolvență și-a revenit în activitate absolut normal, fără niciun fel de probleme. Cei 2,5 milioane de clienți nu sunt afectați în momentul de față de această situație. Așteptăm anunțul oficial. Sunt foarte curios să văd cifrele financiare pe care ASF-ul le va scoate în evidență pentru a susține această decizie de retragere autorizată și de cerere de intrare în insolvență, pentru că văd pe de altă parte din partea Euroins tot fel de mesaje și din partea acționarilor săi BERD, da? Și că autoritatea europeană care face și ea un audit, care spun că nu ar avea probleme. Deci să vedem mai întâi cifrele, să ne dăm după aceea seama dacă într-adevăr este un caz clasic de insolvență, adică au mai puțin bani decât dosare și decât au de plătit despăgubi și după aceea să tragem o concluzie. Cert este un singur lucru, că dacă vom ajunge să plafonăm din nou prețurile la asigurările RCA după ce ne-am scumpit cu până la 40%, asta înseamnă că statul a eșuat în tentativa de a asigura un mediu concurențial în această piață. Noi vom plăti oarele sparte, la fel cum le-am plătit și pentru celelalte situații, falimentele, da, de la Astra, Carpatica și City. 350 de milioane de euro. Dacă vă întrebați de ce plătim mai mult asigurările RCA, plătim nota de plată pentru aceste falimente pe care ASF-ul n-a reușit să le gestioneze, n-a reușit să le preîntâmpine, da? Pentru a avea o piață concurențială. Nu ne obligă nimeni, de fapt statul ne obligă să ne facem asigurări și dacă tot ne obligă să ne facem asigurări de cea, ar fi trebuit să monitorizeze așa cum trebuie piața, în așa fel încât să nu avem astfel de surprize.